Sâmbătă 23 aprilie au avut loc meciurile ultime etape a actualului sezon al Ligii Naționale de Handbal Feminin, în cadrul căreia HCM Roman a evoluat în deplasare la Dunărea Brăila. Într-o partidă decisivă pentru ocuparea locului al patrulea, Dunărea Brăila a condus pe întreaga durată a partidei, învingând clar cu scorul de 21-15, după ce la pauză fusese 9-7 în favoarea brăilencelor. Chiar dacă echipa noastră și-a realizat obiectivul încă două etape înainte de încheierea sezonului, locul de unul fiind, ne-am dorit foarte mult să ne depășim acest obiectiv. Ne-am propus să câștigăm și ultimele două etape. Din păcate, în jocul de astăzi la Brăila n-am reușit să repetăm evoluțiile foarte bune din ultima perioadă. Președintele clubului de handbal Lucian Micu a felicitat totuși echipa pentru efortul făcut de-a lungul campionatului. A fost o partidă dominată de Dunărea Brăila. Felicităm echipa gazdă pentru victorie. Oricum, felicit și jucătoarele noastre pentru locul 5 obținut la finalul acestui campionat. Un campionat foarte aprig disputat, un campionat foarte echilibrat. Trebuie să ne uităm și la ce echipe și orașe sunt sub noi, cu ce bugete. Una peste alta îl consider un rezultat meritat, acela de a ocupa locul 5. Antrenorul Florentin Pera s-a arătat nemulțumit pe ansamblu de jocul unor handbaliste. Aștept evoluții mai convingătoare și cu echipele mai valoroase ale campionatului din partea anumitor jucătoare, nu numai cu echipele din partea de jos. În urma acestei ultime etape, HCM Roman ocupă locul al 5-lea la finalul acestei ediții a Ligii Naționale. Campioana cunoscută cu câteva etape în urmă este CSM București. Au retrogradat direct Rapid București și Alba Sebeș, iar Unirea Slobozia și Măgura Cisnădie vor disputa meciuri de baraj pentru rămânerea în Liga Națională. Miercuri 27 aprilie, HCM Roman se va deplasa la Galați, acolo unde va juca în optimile Cupei României, competiție în care o evoluție bună ar putea aduce o nouă participare în Cupa EHF pentru handbalistele antrenate de Florentin Pera și Viorel Lazăr.